Bun găsit! Aș vrea la început să fac o mică paranteză la ceea ce privește călătoria din Republica Moldova spre Italia și viceversa. De recent am citit o carte care se numește Il Paco, Coletul, care l-a scris un migrant calabrez care a făcut o migrație internă în Italia, deci a plecat din Calabria spre Milano. Și el a asociat coletul ca și mamă, deci te găsește, te ajunge din urmă, oriunde și oricând. Aș putea să spun că la capitolul nostru aceasta nu ne privește în momentul actual, fiindcă avem probleme de a primi colete din țară. Personal, după Congresul 6 a Diasporei, am plecat spre Italia și am lăsat în urmă o geantă cu cărți, drapele și unele lucruri personale. La întrebarea mea la șoferii care era necesar să-mi aduc acest colet la Roma, ei au răspuns că nu li s-a permis la Vama României să treacă coletele. Am crezut că era din cauza lor, dar ei, șoferii, nu au fost informați la timp că a ieșit un regulament ale autorităților din România conform regulilor Uniunii Europene. Deci aceasta a fost răspunsul domnului Lutencu la întrebarea mea de ce din Republica Moldova nu pot să vină colete spre Italia. Deci, din lipsa de informație, acești șoferi nu au fost preveniți din timp, nu li s-a oferit un document oricare unde să li se explice motivul și mulți nu înțeleg nici la moment care este motivul. Fiindcă unii spun că este carantină, alții spun că este înainte de alegeri, alții presupun că vameșii fac în așa mod, fiindcă doresc mită mai mare. Deci, toți se întreabă în baza căror regulamente, în baza căror hotărâri s-a anulat această călătorie din Moldova spre Italia. Ceea ce privește călătoria, legătura noastră cu țara, aș vrea să menționez aici că în viziunea mea avem trei categorii de migranți care mai au o legătură cu călătoria care vine din țară. Deci, în primul rând, sunt migranții care deja au rupt orice legătură cu țara, au familii integrate aici pe teritoriul Italiei și ei nu mai au nicio legătură. Deci sunt și persoanele în această categorie care sunt căsătoriți aici pe teritoriul italian. A doua categorie de migranți sunt acei migranți care stau bine aici, au un post de muncă, doresc să revină în țară și uneori își mai doresc să primească de acasă un colet cu unele produse tipice din Moldova, care le aduce aminte de unde au venit, deci care le-au marcat copilăria în trecut. Sunt persoane care pur și simplu îți doresc ceva să guste la sărbători mai ales. Și a treilea categorie de migranți sunt acei care trec printr-o criză neagră aici, nu pot să revină în țară fiindcă nu-i așteaptă nimic și nu au la ce reveni. Ei primesc colete de acasă, așa cum mi-au zis șoferii, chiar și cartofi li se trimit de acasă, chiar și conserve. Deci cei ce Comunitatea Europeană a scos în vigoare acest regulament. Noi cunoaștem încă un an în urmă se vorbea pe această temă, dar întrebarea noastră ar fi de ce Biroul de Relații cu Diaspora, Biroul Relații Interietnice, acele persoane care au fost desemnate de domnul Leancă anul trecut, 30 de persoane prin diferite ministere, nu au procedat înainte, când au primit acest document, fiindcă desigur vine prima în instanțele noastre, vine prima ministerile de resort, nu au informat diaspora prin diferite metode și prin diferite căi, mai ales acești șoferi care au trecut prin mari probleme, începând de la întoarcerea înapoi acestor bunuri, fiindcă pentru noi sunt bunuri, deci au găsit ieșiri din situație, au avut cheltuieli economice, au avut probleme cu clienții lor abituali, care trimiteau permanent cu ei, deci când coletul nu ajunge la timp, problema apare și în Italia, suferă o persoană și în Italia, dar suferă și acei de acasă care au trimis în acel colet unele bunuri care pe timp de vară mai ales se strică. Deci când va avea loc, întrebarea ar fi când va avea loc finalizarea cadrului legal pentru transport și călătorie și când, la urma urmei, o să încerce să ne informeze cumva aceste birouri care țin de diasporă, când o să ia o legătură cu noi, asociațiile, prin ambașade, prin biserici, prin magazine, fiindcă ei cunosc foarte bine situația, au o bază de dată foarte bună, au sute de adrese de e-mail-uri prin poșta electronică și au o legătură vie cu noi prin congres. La congres s-a discutat, dar din păcate noi nu toți am reușit să fim la atelierul unde a fost prezent domnul de la Ministerul de Transport, fiindcă congresul a fost împărțit pe diferite ateliere și când participai la un atelier nu am putut să mergem la alt atelier. Din Italia, coletele pleacă spre Moldova așa cum și-au plecat, dar șoferii se spun că au pierdut foarte mulți clienți din motivul că din Moldova nu pot să aducă. Și să știți că acești șoferi, coletele din Moldova, mulți din ei ne le aduceau gratis, numai ca să-și mențină clienții aici. Și să nu învinuim uneori șoferii, fiindcă ei sunt o urmare a acestei migrații de Republica Moldova spre Italia. Ei fac un lucru, deci au încercat și ei să-și facă să-și câștige o bucățică de pâine, dar ei sunt un răspuns, să zicem, a migrației masive care a avut loc din Republica Moldova spre Italia și, nu în ultimul rând, cum spunea și acest scriitor Iențul Limar din cartea Coletul, măcar că internetul ne-a restrâns legătura, deci distanțele au dispărut pe planetă, dar coletul alimentar, el spune că nimeni nu l-a înlocuit niciodată și tot el spune că acest colet ajunge cu întârziere prin tren, prin rutieră, prin avion, prin mașină, ajunge aici în Italia. Dar iată, în Moldova avem la moment această problemă. Ce m-a impresionat în această carte acestui scriitor, că el spune că în coletul său mama îi trimite conserve, chiperi iuți, pâine și cașcaval. Deci sunt niște lucruri elementare, poate simple în viziunea cuiva, dar pentru noi sunt alimentele care vin din țară, așa cum v-am spus, sunt trei categorii de persoane, dar alimentele care vin din țară ne mai țin vie legătura noastră cu țara, cu ceea ce am lăsat în urmă și cu rudele noastre. Aș vrea să vă mai spun că în ce privește șoferii, acești șoferi au fost în ultimii 3-4 ani foarte rău tratați chiar și pe teritoriul italian. Nu rău tratați, e lipsă de informații și aici și uneori ignoranță, fiindcă nu cunosc legile acestui teritoriu. Deci des au fost opriți și li s-a cerut licență pentru pasageri și li s-a cerut dreptul de a transporta colete neînsoțite. Au fost amendați câte 5.000 de euro. Avem 10 de cazuri. Vă dați seama că aceștia sunt bani sustrași de la familii din Republica Moldova, care puteau să meargă acasă în unele cheltuieli a acestor familii. Deci cerem și rugăm acei de la guvern să ne țină cât mai mult informați, să fim preveniți, fiindcă informația este, cum spunem noi, motoul asociației noastre, omul informat, om salvat.